Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul numărul 12 din EFC 24, care era asta frumoasă cu Manchester United. Aici unde vom continua mai departe cu echipa noastră frumoasă Mbappe, vedem că a jucat 94. În episodul anterior știm că am terminat luna destul de bine, am pierdut meciul la Fulham, doar că meciul acela a fost simulat, dar l-am pierdut. Însă, în afară de acel meci, restul l-am câștigat, ba chiar am reușit să scoatem în Barcelona și în videoclipul de azi o să jucăm versus AC Milan. Însă înainte de meciurile alea, avem meciul acesta cu Chelsea, un meci interesant și chiar trebuie să-l câștigăm pentru că trebuie să ne menținem clar în top 4. Echipa lor arată destul de bine: Palmer în dreapta, Thiago Silva, Fofana, Caicedo, Pellegrini, Jackson atac și Mudrik pe stânga. O echipă destul de interesantă, însă da, clara noastră trebuie să fie superioară, adică uitați-vă puțin cum arată, chiar arată foarte, foarte bine și pregătit, așa că o să o păstrăm așa și hai să-i dăm play match. E bine, și începe match-ul versus cei de la ocazie bună pentru noi aici, Virs, hai să vedem ce vom face. Virs trece foarte bine, șutează și nu marchează, trece pe lângă poartă, din păcate. Foarte bine pasa de la Virs la Mbappé, Mbappé are viteză, poate duce singur, Mbappé șutează și marchează Kylian Mbappé, facem 1-0 minutul 31. Bine aici Garnacho, vede aici bine pe Mbappé, Mbappé, centrare foarte bună la Virs, nu pot să cred cum a ratat și de ce a dat cu capul gol, nu pot să-mi dau seama. Incredibil cum a reușit să apere portarul. Foarte bine a trecut Virs aici, hai să vedem, căutăm o pasă bună la Garnacho, Garnacho finez foarte bun, însă apără portarul. Foarte bună pasă la Mudrik, Mudrik, încercăm să-l oprim, șutează până la urmă, însă apăr Neuer. Ocazie bună pentru Chelsea, foarte bine aici Mudrik, însă respinge Neuer. Și se pare că se termină și meciul, reușim să-i batem până la urmă, câștigăm meciul contra cei la Chelsea cu 1-0. Următorul meci, vedem că este un meci destul de greu în Premier League versus cei de la Liverpool. Ei sunt pe locul 3, noi pe locul 4. Dacă câștigăm acest meci, putem să-i întrecem și să urcăm pe poziția 3-a, însă va fi destul de greu. Echipa lor este destul de bună cu Luis Diaz, Mo Salah, da, Virgil van Dijk, o să fie destul de greu în sensi că reușim să-i batem. Mai ales că echipa noastră este și ea pregătită pentru acest meci. Îi dăm play match și hai să vedem ce se întâmplă. E bine, și se pare că începe meciul versus cei de la Liverpool. Hai să vedem dacă reușim să o batem și să urcăm pe poziția a treia. Foarte bine aici Rashford, s-a văzut bine. Pasă la Kylian. Kylian, foarte bine acolo, însă apără Alisson. Ocazie foarte bună pentru cei de la Liverpool, însă apără bine Neuer. Ocazie foarte bună aici pentru Kylian, trebuie să trece de Van Dijk, trece foarte bine, șutează și marchează Kylian Mbappé. Dacă reușește să treacă de Van Dijk, dă gol sigur. Foarte bine aici pasa la Kylian, ce bine a scăpat Kylian, Kylian trece foarte bine, șutează, însă Van Dijk ajunge instant la balon. Bine pasa aici la Virs, la Mbappé, s-a dus, Virs nu mai are o șansă, portarul șutează și marchează Virs, mă, bine. Bine mă Virs, mă, 2-0 versus cei de la Liverpool în minutul 65. Azi e bună pentru cei de la Liverpool, șutează Darwin Núñez și se pare că marchează, face 2-1, ok, trebuie să ne apărăm mai bine. Bine aici Bruno Fernandes la Virs, nu pot să cred, a ratat Virs, wow. A fost offside. Bine aici Rashford, centrare destul de bună la Garnacho, însă prinde Alisson și se termină și meciul. Foarte bine am jucat, am reușit să ne ținem până la urmă, până la final de meci și 2-1 reușim să-i batem pe cei de la Liverpool. Următorul meci este contra cei de la AC Milan, însă înainte de acest meci, haide să dăm și jucătorul lunii pentru că era să uit complet de această chestie. Asta e nicio problemă, pentru că jucătorul lunii, cât am văzut, a avut două variante. Neuer, care este un jucător chiar foarte bun și a contat și în momente față, contează efectiv mereu, se importa foarte bun. Și Neuer este un portar excelent, mult mai bun decât Onana, și Virs, care Virs este un pic cea mai bun jucător care a intrat la mine în echipă, fie poate și Mbappé, dar se completează perfect cu Mbappé, cu Rashford. Efectiv, Virs este omul ăla unde nu te aștepta să fie, acolo. Face link bun și cu Garnacho și cu Mbappé și cu Rashford și cu Bruno și cu Gulmaraj. Deci e incredibil. Și sincer, ar fi mai logic să-i dăm lui Virs XL9, pentru că lui Neuer, dacă îi dăm, nu prea mai avem ce să-i dăm, pentru că este portar. Așa că o să-i dăm lui Virs un play XL9. Și vedem că el are în față Chip Shot, Incisive Pass, Flare, Trivela, Technical și First Touch. Întrebăm pe acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul. Și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul.
E bine, și avem aici o roată cu power shot, pignet pass, tiki-taka rapid, press perfect, quick step și fine shot. 7 playstyle-uri destul de bune pentru el. Hai să ne dăm de roată și să vedem ce pică, și se pare că pică pentru Wirtz și se pare că este fine shot sau nu, este fine shot. Ok, fine shot, interesant. O să fie destul de distractiv să dau cu el niște finesuri. E bine, și acum vedem că Wirtz are și playstyle-uri de fine shot. Iar următorul meci, după cum am zis, este în Champions League, în quarterfinals versus cei de la Milan. Echipă destul de bună, zic eu. Cu Rafael Leao, Giroud, Chukwueze, Loftus-Cheek, Benacer, da, echipă chiar foarte bună. Mike Dunn în poartă, Tomori, da, echipă chiar foarte bună. Însă a noastră este și a bună, dar obosită. Am putea să schimbăm niște jucători. Varane, ar fi bine să-l odihnești pe el. Și în cazul lui Rashford, sincer, nu știu, pentru că n-avem alt jucător bun pe poziția. Poate să-l băgăm pe Hoylund în atac și Mbappé pe stânga, dar nu știu ce să zic. Îi dăm totuși așa meci și haideți să vedem ce se dublă. Bine, și se pare că începe meciul, turul versus cei de la AC Milan. Hai să vedem dacă reușim să-i batem ca să avem un avantaj. Foarte bine aici pasă la Kylian. Kylian trece foarte bine, cât de rapid e Kylian. Șut ușor pe lângă portar și reușim să facem 1-0 minutul 4 efectiv. Incredibil cum reușim să dăm gol instant. Foarte bine se mișcă Mbappé aici, cât de rapid este. Poate să treacă însă, încercă și niște pase. Foarte bine acolo la Wirtz. Cât de bine trece Wirtz. Wirtz cu un finesse. Incredibil. N-am ce să mai zic. Îi dau playstyle-ul de finesse al lui Wirtz și dă goluri. De ce nu? Incredibil cât de bun poate să fie. V-am spus că e mereu oriunde. Uitați-vă ce run frumos a făcut în spațiu. Perfect liber pentru el. Șanse 0,19% să înscrie și reușește să o facă. Ocazie bună pentru cei de la AC Milan. Se pare că nici ei nu se lasă mai prejos. Reușește Giroud. Giga chat-ul să înscrie. S-a bun la Garnaciu, hai să vedem dacă va reuși să treacă pe lângă Thiago, nu reușește, pasă bună însă, Mbappé, se poate duce Mbappé, hai Mbappé, înscrie! Și Mbappé nu reușește să prostește, bă, n-am vrut să fac aia. Bruno Guimaraes bine a trecut aici, se duce foarte bine, Bruno Guimaraes caută pasa la Mbappé, Mbappé cu finesse, însă apără Magnan. Chukwueze foarte bine pe flanc, trece Davies, nu reușește să-l oprească. Însă Lindelof, care e man of the match. Oh, nu, Lindelof din nou, ajută-ne. Ok, apără Neuer. Ocazie bună pentru cei de la AC Milan. Chukwueze pe flanc, pasă bună la Leao. Leao încerca să-l oprim, bine acolo Martinez. Foarte bine aici, Garnaccio, du-te Garnaccio, du-te că ai viteză. Hai Garnaccio, șutează. Și nu reușește, apără Mike Dunn, incredibil. Benacer foarte bine pasa la Leao, Leao șutează însă, ce bine apăr Neuer, incredibil, e prea bun mă, v-am spus, e prea bun Neuer. Rafael Leao foarte bine trece, centrare bună acolo, însă Davies, bine Davies acolo. Ultima ocazie din meci, minge la Kalulu, un fundaș, centrare foarte bună acolo, incredibil, Pulisic din fața porții, egalează, wow. Deci nu vine să cred, Pulisic în minutul 93, cred că era, egalează scorul în tur, ah. Și aveam avantaj cu un gol. Da, și acum nu mai avem timp de nimic, se termină meciul. Dar asta este, o să vedem ce o să facem în retur. E bine, următorul meci este versus și la Bournemouth. Un meci destul de ușor, așa că o să-i dăm noi un quick sim și hai să dacă reușim. Și se pare că reușim să-i batem cu 2-1, marchează Hoylund cu Bruno Fernandes. Iar următorul meci este versus cei de la AC Milan. Un meci foarte, foarte important. Știm că am făcut egal cu ei, trebuie să câștigăm meciul ăsta neapărat. Echipa lor a rămas la fel și este foarte pregătită din câte văd. Chiar echipa noastră este obosită, efectiv, obosită, dar nu știu ce să mai zic. Rashford care de-abia mai poate. Îi dăm totuși un play match și haide să ne străduim să câștigăm meciul. E bine, și începe meciul, hai să ne reușim să-i batem pe cei de la AC Milan. De data asta jucăm la ei acasă. Înapoi la Mbappé, Mbappé trece foarte bine, șutează, însă apără Magnan, incredibil. Foarte bine aici trece Wirtz, trece foarte bine Mbappé, incredibil bine mă, Mbappé mă, șutează în Tomori și mingea sare din Tomori fix în poartă, portarul sărise de mult, facem 1-0 mă, bine mă Kylian, bine Kylian, 1-0 pentru cei de la Manchester United. Ocazie foarte bună, Rafael Leao trece excelent, foarte, foarte bine, șutează și marchează, incredibil, a făcut singur faza, singur a făcut toată faza, Leao e prea bun, prea bun. Poate cinci, îl transferăm. Uitați-vă și voi cum s-a dus efectiv singur de pe flanc. A intrat în careu, șutat ușor pe lângă portar și face 1-1. Leao foarte bine, trece din nou, șutează însă, data asta apără Neuer. Pulisic foarte bine aici, se toarce foarte bine, șutează însă, reușim să apărăm. Neuer ne apără de fapt. Ocazie bună pentru AC Milan, foarte bine pasă la Loftus-Cheek, însă Varane ne apără.
Nu pot să cred, Giroud, sare mingea la Giroud și marchează Giroud, nu pot să cred, 2 la 1 versus cei de la Milan, of, 4 la 3 la general. Foarte bine aici, Kylian Mbappé, cum trece Kylian, incredibil, n-ai ce să-i zici, bine mă Kylian, 2-2, bine mă, hai mă că putem să-i batem, Kylian ne mai ține în joc. Foarte bine aici, Virs pasă la Kylian trece bine, șutează însă, apără Magnan, se termină și repriza. Leao, uitați-vă și vă ce viteză are Leao, incredibil, nu poate să-l ajungă nimeni efectiv. Leao la balon, șutează însă în blocaj, șutează bine și Pulisic însă șutează la distanță. Dacă o prelua și șuta după aia, poate că înscrie, dar a reușit să apără noi. Va pe bine pasa la Bruno la Garnacho, șutează și marchează Garnacho, mă, bine mă, Garnacho, mă. 3 la 2, mă, bine mă, 5 la 4 la general. Leao însă este periculos, Leao trece foarte bine, Giroud reușit să-l oprească, nu pot să cred, penalti pentru cei de la AC Milan. Nu, Varan, ce ne faci, mă, Varan, mamă, și aveam avantajul, nu pot să cred, haide, trebuie să apărăm. Și nu pot să cred, a dat în partea stângă, pe bune, Giroud marchează, face 3 la 3, incredibil, 5 la 5 la general. Bine aici la Kylian șutează însă, apără Magnan, bă, ce fază importantă, hai să vedem. German aici cu Garnacho, foarte bine aici la Varan șutează și marchează Varan, mă, bine mă, și-a reparat greșeala cu penalti, mă, bine mă, Varan, mă. 4 la 3 meciul ăsta și 6 la 5 la general, incredibil, ce meci greu, însă Varan reușește să dea gol. Bine aici Garnacho, ocazie foarte bună pentru Garnacho, du-te tată, încercăm pasa la Mbappé, continuă Mbappé, șutează și marchează Kylian Mbappé, mă, bine mă, Kylian, e prea bun, efectiv, e prea bun, n-ai ce să zici, e Kylian Mbappé, e prea bun, ia uite, ce să-i mai zici, 7 la 5 la general, cred că, incredibil ce meci, incredibil, reușim să-i batem pe cei de la AC Milan, un meci fabulos, efectiv. E bine și s-a terminat meciul, reușim să-i batem pe cei de la AC Milan cu 7 la 5 la general, incredibil cât de greu a fost meciul ăsta, însă Kylian e prea bun Kylian Mbappé. E bine, următorul meci este versus cei de la Leicester. Un meci destul de ușor, însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când aflu deja și să activați clopoțelul. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!